Bun venit la noua ediție a emisiunii Cariera Ta. Eu sunt Florin Bodin, iar alături de mine în studio se află șef de lucrare, doctor inginer Andrei Crișan, cadru didactic la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Politehnică din Timișoara, iar astăzi vom vorbi despre oportunitățile pe care le au studenții și absolvenții acestei facultăți. Andrei, bine ai venit la Cariera Ta. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Pentru început, te rugăm să ne spui câteva lucruri despre tine. Câteva lucruri despre mine. Așa cum ai spus, sunt cadru didactic în Facultatea de Construcții, Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor. Predau în cadrul facultății din 2011, când am terminat doctoratul. Doctorat pe care l-am desfășurat sub îndrumarea domnului academician, profesor doctor inginer Dan Dubină. Foarte pe scurt, cam asta mi ocupă majoritatea timpului. Mai am și o colaborare cu o firmă automotive din Timișoara. Până să ajungem să vorbim despre colaborarea cu compania de automotive, haideți să ne axăm puțin în zona asta didactică și să povestim ce presupune să fii cadru didactic, ce presupune să fii șef de lucrări la Facultatea de Construcții. Cred că majoritatea văd cadrul didactic doar ca o predare, evaluare și cam acolo se încheie, însă e mult mai mult de atât. Înainte să ajungi să predai un curs, trebuie să-l dezvolți, să cauți materiale, să te asiguri că sunt materiale actuale, materiale care trebuie, bineînțeles, verificate, pentru că internetul ne-a adus încet, încet în era dezinformării, mai mult decât a informării, pentru că toată lumea publică informație în momentul de față. Odată, cum am zis, dezvoltarea cursurilor, apoi predare în sine, evaluare, bineînțeles, și toate astea ocupă undeva în jurul la 40% din munca efectivă. Pe lângă aceasta avem și proiecte de cercetare. În departamentul din care fac parte avem foarte multe proiecte europene care se desfășoară. Sunt conduse de colegii mei, sunt conduse de colegi din alte universități, colaborări internaționale, bineînțeles și interne, pe care le avem. Colaborări cu industria care se întâmplă. Și aici o să vreau să discutăm puțin mai încolo despre clusterul tech despre care spuneam. Cred că cam asta ar fi foarte pe scurt. Deci iată că a fi cadru didactic nu înseamnă doar să predai, mai înseamnă și pregătirea ceea ce predai, mai înseamnă și evaluarea ceea ce ai predat, dar mai înseamnă și multe alte lucruri, așa cum ai spus mai devreme. Dacă cineva vrea să îmbrățișeze o carieră didactică, de unde trebuie să înceapă? N-am inclus aici treburile administrative pe care trebuie să le facem, partea de acreditare, parte de dosare, parte de pontaje, că tot discutăm. Pentru a ajunge să predai și să fii cadru didactic, în primul rând, cred că poți începe ca student și așa am început mai mult în glumă inițial, partea de modul pedagogic, care atunci când ești student îi mai mult o joacă, mai mult un timp așa mult mai social decât partea tehnică a construcțiilor. Și poate fi foarte, foarte interesant, fiind un domeniu diferit. Apoi continuă cu partea de cercetare, în care este al treilea nivel de dezvoltare în universitate, când mă refer la studenți, de la licență, master, apoi doctorat. Și odată cu încheierea doctoratului și acea diplomă pe care o primești din partea Departamentului de Formare Profesională sau Didactică, nu știu exact cum se numește. Departamentul de Pregătire a Persoanei Didactice. Da? Îți deschide oportunitatea pentru a deveni cadru didactic. Și practic e bine, așa cum ai spus, încă din timpul facultății să începi acel modul, apoi e bine să urmezi un master, e bine ca bineînțeles. Ceea ce urmează să fie lucrarea de dizertație, de ce nu să aibă puțină legătură și cu ceea ce urmează să lucrezi la teză? Cred că este foarte important să ai un scop bine stabilit. Nu cred că scopul este să termini facultatea, pentru că aia înseamnă că, ok, ți-ai terminat facultatea, ți s-a încheiat scopul. Facultatea este doar un pas în evoluția ta și de acolo încolo începi, de fapt, să construiești. Universitatea îți dă uneltele. Din păcate, timpul, 4 ani, e foarte scurt pentru a primi toate uneltele de care ai nevoie și atunci din nou intră în atribuțiile tale ca om să-ți găsești noi și noi unelte, noi și noi surse de inspirație și noi și noi direcții care să te ducă în poziția și în locul în care vrei să ajungi. Apropo de direcții, știu că nu
dacă e să vorbim de carieră, nu îți ocupă tot timpul partea de angajat la Politehnică, practic zona de cercetare și tot ceea ce înseamnă activitatea didactică, și ești angrenat și în mediul economic într-o companie care poate, așa, la prima vedere, n-are neapărat legătură cu ceea ce faci la facultate. Da, zâmbesc pentru că mi-aduc aminte de discuția pe care am avut-o prima dată când am început colaborarea cu firma. Este o firmă care nu are prea multe a face cu construcțiile și este un domeniu oarecum paralel, să zic așa, este vorba despre automotive. Iar în momentul în care am început colaborarea și discutam cu părinții mei, asta a fost o uimire. Și ce faci tu acolo? Cu ce poți să faci? Totuși, facultatea de construcții și facultatea de mecanică, dacă e să luăm două facultăți pe care le avem în cadrul universității, au foarte multe lucruri în comun și sunt multe discipline care sunt foarte asemănătoare, chiar dacă nu se numesc la fel, dar au foarte multe lucruri în comun. Iar după doctorat, unde am început să folosesc metode avansate de simulare numerică și calcul structural, am avut această oportunitate de a colabora și cu firma și am zis, da, de ce nu? Fiind foarte, foarte interesant, am învățat o mulțime de lucruri noi, am văzut procese noi care, cuplate și luate din industrie și aduse în universitate, cred că au crescut și calitatea materialului pe care îl predau și am cu tot o altă viziune pe care pot să o prezint studenților. De asemenea, cred că multe lucruri pe care le-am învățat în universitate și în cariera didactică, le-am luat și le-am aplicat în companie, astfel încât văd o colaborare foarte, foarte interesantă, care e tot timpul ceva nou. Practic, Andrei, ce faci tu concret acolo și care este, efectiv, aplicabilitatea în domeniul construcțiilor? Mai exact. În domeniul construcțiilor, acum începem o serie de proiecte pentru infrastructură inteligentă, pe colaborarea dintre mașină și infrastructură în sine, și aici nu mă refer doar la mașini care se parchează singuri într-un garaj sau mașini care identifică semne de circulație cu camerele, ci la o comunicare între mașini, o comunicare între mașină și infrastructură, putem să ne referim chiar că vorbește cu drumul dacă este până acolo, pentru a optimiza trasee, pentru a reduce consumul de carburant, pentru a reduce consumurile de energie per total, și toate acestea sunt ceva nou în domeniul construcțiilor. Bun. Practic, ce competențe ar trebui să aibă cineva care, eu știu, vrea să îmbrățișeze această zonă? Nu mă refer neapărat la faptul că este student la construcții, ci ce competențe ar trebui să aibă dacă ar vrea să se ocupe de acest domeniu, de cel de care tu tocmai ne-ai vorbit, în zona de automotive. Poate fi un student la mecanică, poate fi student la construcții, trebuie să fie student la calculatoare, trebuie să aibă o anumită specializare, ce trebuie să știe? În principiu nu e atât de mult de ce trebuie să știe, ci ce vrea să știe. Pentru că în momentul în care un om vrea să facă ceva, o să găsească tot timpul o soluție. Dacă nu vrei să faci ceva, o să găsești tot timpul o scuză. Astfel încât, chiar dacă vorbim de studenți la construcții sau la mecanică, o doză de programare începe să fie necesară oricărui inginer din orice domeniu. Astfel încât studenții de la calculatoare poate au un minim avantaj în direcția aceasta, însă nu sunt la fel de bine pregătiți când vine vorba despre inginerie structurală, când vine vorba de a înțelege partea de comunicare cu infrastructura, nu comunicare tehnică, ci comunicare fizică sau interacțiune. Aici am vrut să ajung și iată deci legătura specialistului de construcții cu cunoștințe care pot fi aplicate în domeniul automotive. Tot ceea ce învățăm, de exemplu, la disciplina ca rezistența materialelor sau statică, se aplică unul la unul cu dezvoltarea produselor mecanice. Este aceleași concepte, aceleași eforturi unitare, aceleași solicitări. Chiar dacă discutăm despre structuri de, nu știu, 30-50 de niveluri sau senzori și actuatoare milimetrice sau micrometrice în anumite situații, exact aceleași concepte se aplică. Hai să detaliem puțin și spuneam la un moment dat despre acel cluster. Care ar fi, practic, implicațiile în toată povestea noastră?
Da, clusterul Tech, Technology Enabled Constructions, este un cluster pornit de la București și la care și Universitatea Politehnică a aderat, eu fiind responsabil de această adeziune plus de dezvoltarea colaborării în partea de vest. Așa cum îi spune și numele, Technology Enabled Constructions se referă la implementarea tehnicilor de digitalizare pentru construcții. Sunt două domenii cel mai puțin digitalizate. Ultimul este pescuitul, iar penultimul sunt construcțiile. Astfel încât avem un potențial extraordinar de mare de digitalizare a acestui domeniu, iar scopul este, din nou, pentru a reduce consumul de energie, pentru că suntem o industrie foarte energofagă, construcțiile, și în același timp de a crește productivitatea și producția în sine. Bun. Am vorbit de carieră didactică, am vorbit de interconexiunile competențelor pe care dobândesc ca și student sau absolvent al facultății de construcții, pe care, uite, le putem aplica în zona de automotive. Ce alte oportunități de carieră mai poate să aibă un absolvent de construcții? În primul rând, vreau să trec în revistă oportunitățile de carieră, nu altele, ci oportunitățile de carieră ale unui absolvent al facultății de construcții, pentru că, în general, construcțiile sunt văzute mai mult sau mai puțin proiectare și execuție, și atât. Și execuție în șantier cu muncitorii care produc fizic obiectele care sunt. Însă și dacă să ne referim doar la acestea, vorbim de structură, vorbim de fundații, vorbim de geotehnică, vorbim de instalații și asta e doar proiectare. Execuția cu care vine adiacent cu toate acestea. Apoi mai există cercetarea. Cercetarea despre care spuneam că este foarte avansată în ceea ce facem noi la Facultatea de Construcții, în perspectiva în care sunt foarte multe proiecte europene care se implementează normele de calcul. Norme de calcul pe care le folosești în proiectare, în execuție și așa mai departe. Apoi, domeniul automotive este deschis către toți absolvenții care vor să facă un pas în direcția aceasta, iar Facultatea de Construcții și celelalte facultăți îți oferă anumite unelte pe care, mergând la doar informatică sau așa, încă nu le ai. Și atunci, bineînțeles, ajută să știi programare, oricum se face programare și la noi, avem chiar două discipline de programare, dintre care una chiar am dezvoltat-o anul acesta, informatică aplicată. Pe lângă asta, cum am zis, cercetare, sunt foarte, foarte multe direcții. Bun, Andrei, ai realizat din momentul susținerii doctoratului și până în momentul de față o serie de lucruri în carieră. Cât de mult te-au ajutat cunoștințele pe care le-ai dobândit în Politehnică? Ne referim la oricare dintre cele trei cicluri, licență, master, doctorat, în tot ceea ce faci tu astăzi ca specialist. Și cât a însemnat, în plus, față de ceea ce îți oferi Politehnica, preocuparea proprie, astfel încât să devii specialistul de astăzi? Așa cum am zis, universitatea nu are timpul necesar să-ți dea toate uneltele, în schimb îți dă o unealtă foarte... Și nici nu pregătește specialiști, doar pe anumită nișă îngustă. Exact. În schimb îți dă o unealtă foarte importantă, unealta cu care poți să te descurci. Cred că un moment foarte important, în momentul în care înveți să folosești un program, este să știi să folosești help-ul programului ăla. Dacă nu reușești să folosești help-ul, îți dai seama că ești atât de novice și ai nevoie ca cineva să te îndrume. Universitatea vine și îți arată cum să folosești help-ul, îți arată cum să faci primii pași în programele respective, dacă ne referim la un program, însă cred că oferă mult mai mult de atât și îți oferă și un mediu și un networking pe care poți să-l folosești odată ce ai terminat. Sunt mulți colegi cu care încă ținem legătura, cu care încă țin legătura. Să-ți răspund specific la întrebare, cred că am folosit poate nu tot, că au fost și discipline pe care nu le-am plăcut foarte tare, dar în proporție de 90% se folosește 1-1. Discutăm despre calcul structural, despre proiectare, trecem prin proiecte cu studenții, folosim normele care sunt în momentul de față folosite în proiectare, avem vizite pe șantier, facem practică, avem firme și colaborăm cu firme care ne întreabă constant despre oameni care vor să intre în industrie și cred că sunt o grămadă de oportunități în direcția asta. Andrei,
Spune-ne o realizare de care tu ești mândru în carieră. Sunt multe lucruri pe care aș putea să le enumăr, însă cel care îmi vine acum în minte cel mai pregnant este ultimul proiect pe care l-am câștigat, proiect în care împreună cu 5 universități din, împreună cu 4 universități din Europa, dezvoltăm un curs pe digitalizare și BIM, Building Information Modeling. Iar în proiectul respectiv, noi suntem cu Universitatea Politehnică și reprezentată de mine în cadrul proiectului ăsta, suntem cei care conducem dezvoltarea acestui curs. Vorbim de universități din Danemarca, Germania, Italia, respectiv Portugalia. Bun. Evident că am spus suficiente motive ca un elev să aleagă Universitatea Politehnică. Totuși, ce alte motive, pe lângă cele pe care le-am prezentat până acum, ar avea un elev să aleagă Facultatea de Construcții și specializarea de care am povestit până acum? Construcții și structuri în sine sunt, din punctul meu de vedere, scheletul care stă la baza a tot ceea ce avem în jurul nostru. Fără o structură în sine, nu poți să ai partea de arhitectură, nu poți să ai aer condiționat, nu are pe ce să stea, că mă uitam la aer condiționat sau luminile sau așa mai departe. Astfel încât suntem o verigă foarte importantă în industrie, o verigă fără de care nu am prea avea nici infrastructură, nu am prea avea nici poduri, nici case, nici nimic care ar putea să zică secolul 21. Și motivul pentru care ar alege Universitatea Politehnică, nu neapărat Facultatea de Construcții 100%, însă vă așteptăm la Facultatea de Construcții, cred că pe lângă componenta didactică și tehnică, avem și un campus care arată foarte bine și o infrastructură pentru studenți făcută foarte bine, baze sportive, terenuri de tenis, terenuri de fotbal, piscină care este accesibilă gratuit. Sunt multe, multe avantaje care s-au dezvoltat în ultimii ani cu munca colegilor din rectorat și multe proiecte implementate cu succes și cred că arată foarte, foarte bine, cum am zis. Care te ajută pe tine ca viitor student să ai toate facilitățile de care ai nevoie, să fii conectat la realitățile mediului economic și să te inserezi cu succes pe piața forței de muncă, în primul rând în domeniu și, uite, așa cum ai demonstrat-o și tu, nu numai. Ne apropiem de încheiere cu pași repezi. Andrei, dacă vrei să mai transmiți și alte lucruri celor care ne privesc și ne ascultă. Cred că am zis de câteva ori până acum, vă așteptăm la Facultatea de Construcții și vă așteptăm nu doar ca studenți, ci în final și în calitate de colegi. Pe lângă toate beneficiile de a fi cadru didactic, este un beneficiu care îmi pare rău că studenții Facultății de Construcții nu îl exploatează mai mult și acest beneficiu sunt acele burse Erasmus, cu care poți să călătorești în întreaga lume. Și în calitate de cadru didactic, recunosc, le folosesc cât de des pot. Am vizitat toată Europa și încă continui să o fac. Deci vă așteptăm la construcții. Andrei, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi prezent în platou. Îți mulțumesc pentru lucrurile pe care ni le-ai împărtășit. Îți dorim mult succes în carieră și vouă, asemenea, dragi telespectatori, vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți, dar mai ales în carieră. Și până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune!